Binecuvintează, Stăpâne! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh, yeah.
Domnului să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru pacea, pentru mântuirea sufletului nostru, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru pacea totul lumea, pentru bunăstarea sub Dumnezeu Biserii, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru Sfânta Catedrală aceasta, pentru cei ce cu credință, cu bună cucernicie și cu frică Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru Sfântul Părinte Papa Francis, pe prea fericitul Părinte Cardinal Lucian, pe prea sfințit Episcopul nostru Alexandru, pentru cinstea preoțime, pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru țara noastră, orașul acesta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsă-ne, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru bună liniștea aer, pentru mulțirea roadelor pământului, pentru timpuri de pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sostenesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndurătesc pe noi! Pentru casă ne mântuim de tone casă, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, îndurătesc pe noi! Pe prea sfânta, curată, binecuvântată, amărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Lui, dați mărire la Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale, pentru mulțimea puterii Tale, minții vor ție dușmanii Tăi, tot pământul să se chine ție și ție să-ți cânte. Să cânte numele Tău prea înaltă pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Arată fața Ta peste noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta și în toate neamurile mântuirea Ta. Mărturisească-se ție popoarele Dumnezeule, mărturisească-se ție popoarele toate. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel
Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor.
să luăm aminte. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. În principiu era verbum, et verbum era tabu Deum, et Deus era verbum. O, cum sunt etel verb, el verb etel avem die, el verb etel die. În principiu era el verb, et il verb era apă Dio, et il verb era Dio. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu, toate prin Dânsul s-au făcut și fără Dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. În Dânsul era viață și viața era lumina oamenilor și lumina întuneric luminează și întunericul pe ea nu a cuprins-o. Hoc era din principiu abuteum, omnia meritum facta sunt, et sine iso factum est nihil quod factum est, in iso vita erat, et vita erat lux hominum, ex lux in tenebris luce, et tenebre, eam non comprehenderunt. Ile Deo conosfunt avec Die, tut seus unde te vet par lui, en iende secia et vet naete vet san lui. An lui et la vie, et la vie et la lumière des hommes, et la lumière lui luite, dans les ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas être comprises. Et ça, dès le principe, era pour Dio, ogni cosa è fatta per mezzo suo, e senza di lui nulla fu fatto, ciò che è fatto. In esso era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce delle tenebre, di luce, e le tenebre non lo riceveranno. Osta om trimis de la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan, acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci să mărturisească despre lumină. Fuit omul Iisus ad Deum, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Ce mai
Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin trânsul s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Erat lux verat ve illuminat, omnem hominem veientem in hunc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factum est, et mundus cum non connovit in propria veni, et sui cum non receperum. Esse viete la veritable lumière, qui illumine tous omnes dont venant en ce monde, il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde n'est pas, ne l'a pas introduit. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Era luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Era nel mondo e il mondo per esso è stato fatto, ma il mondo lo disconobbe. È venuto fra i suoi e i suoi non la colsero. Iar celor cât l-au primit pe dânsul și cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fiul lui Dumnezeu, fiind născut nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Vot, vot, autem preceperum Deum Dei, eis potestate filios Dei fieri, ist vi credus in omne eius, vinonet sanguinibus net vex voluntate carnis, net vex voluntate viri, sed est Deo natis tu. Tatăl, plin de har și adevăr. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quadum ungenti, a Patre plenum gratiae, et veritatis. Et verbum aetere fet chem, et illa habite parminum,
Acesta este despre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Ioan este testimoniul terribil de Iisus, clamă, dicens, picherat, vendixi, vipot me venturus est, antele fatus est, via priot me. Și har peste har, pentru că legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Doamne, îndură-te spre noi.
ieromonahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, îndurătește noi! Încă ne rugăm pentru mila, viață, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate, a servilor de Dumnezeu, fraților Sfintei Bisericii acesteia. Doamne, îndurătește noi! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți iubitorii Sfintei Bisericii acesteia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri drept credincioși, care într-o cucerie odihnesc aici și pretutindeni-o. Doamne, îndurătește noi! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul în fac bine sfântă și prea cinstă biserica aceasta și pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul cel de față și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, îndurătește noi! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului ne rugăm. Doamne, îndurătește noi! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, îndurătește noi! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit, ție mărire să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
noștri, pe toată cearta frățească și călugărească, Domnul Dumnezeu să-i cumerească într-o împărăția sa. Amin. Pe preasfințite biscopul nostru, Alexandru, Domnul Dumnezeu să cumerească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și în pururea, și în vecii vecilor. Dă-ne, Doamne!
celui noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Cu îndurările unei a născut Fiului Tău, cu care împreună binecuvântat, cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău, Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Yeah.
cântăm strigând, lasă înălțând și grăind. Thank you.
Toți episcopii noștri pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreși, cinstiți, sănătoși, într-un zile îndelungate, drept îndreptând cuvântul adevărului tău. Cuvenește, Doamne, pe preasfinți episcopul nostru, Alexandru, pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreși, cinstiți, sănătoși, într-o zile îndelungate, drept îndrept în cuvântul adevărului tău. Și pe tot, și pe toate. Și din nou cu gură, cu inimă, a preamărit și cânta prea cinstită de nemare cuvință numele tău, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Și să fie mila mare de Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Într-o mulța stăpâne. Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pacea Domnului, Doamne, îndurătește-ne noi! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm! Doamne, îndurătește-ne noi! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit în Sfântul și Cel mai presus de ceruri și înțelegătorul sfântar, într-un miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă și darul Sfântului Spirit, să ne rugăm. Doamne, îndurătește-ne noi! Pentru ca să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, îndurătește-ne noi! Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm ție, Ce stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Într-o mulța stăpână. Apetele voastre Domnului să le plecați. Aceasta
credință și cu dragoste să vă apropia. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cred, Doamne, și mă mărturisesc, că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși prea curat lucrul tău și însuși prea cinstit sângele tău. Deci, mă rog ție, miluiește-mă și iartă greșelile, cele de voi și cele fără de voi, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu Duhul, cu știința și cu neștiința, și mă predicește, fără de o sândă, să mă părășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Și ne-i tale cele de taine, astăzi, Fiului al lui Dumnezeu, dacă nu-ți primește, căci nu voi spune dușmanilor de pe taina, nici sărântare să voi da ca jinda, ci ca cărbarul meu de simbă, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să fie părășirea sfintelor tale taine, Doamne, și spre vindecarea sufletului și a Duhului. Amin. Duhul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos să te scăpăm de ziua de aceea. Duhul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos să te scăpăm de ziua de aceea. Ia dați scuzele și pâinile noastre și va șterge pâinile noastre și păcatele noastre de la curăță. Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să fie mie spre viața veșnică și scump sângele Tău spre iertarea păcatelor. Să fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, sănătate, veselie, iar dacă aș înfricoșată venirea Ta, îmi redicește-mă pe mine, păcătosul, a statea dreapta gloriei Tale. Pentru rugăciunile preacuratei Mamei Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Hristos a durată spre noi. Și apoi, să nu știți
sfântă, cu pace și fără de păcate cerem, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Tu ești sfințirea noastră și ție mările înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău, căci toată marea cea cunoștut, darul de săvârșit de sus, sub pocorul de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire și mulțumită și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Osana pentru cele de sus. Și apoi a vedea mântuitoarele tale patim și a ne închina dumnezeieștii tale răstigniri, suliței, trestiei și buretelui, pogorârii de pe cruce și îngropării și a ajunge cinstita și dumnezeiasca ta înviere. Pentru aceea, văzând ziua învierii tale, Hristoase, Dumnezeul nostru, cu bucurie strigăm și împreună cu îngerii și cu arhanghelii, cu heruvimii și cu serafimii și cu toți sfinții și cu preacurata ta Maică, te mărim, lăudându-te pe tine, Marele Dumnezeu și Mântuitor al nostru, Iisus Hristos. Și acum te rugăm, Stăpâne, pentru servii tăi aceștia, credincioșii din parohia noastră, care scapă sub acoperământul Sfintei tale case. Primește pocăința lor și pentru învierea ta iartă-le mulțimea păcatelor celor nenumărate, știute și neștiute, de voie și fără de voie. Curățește-i ca pe desfrânata ce plângea și ca pe Petru care se lepădase și plângând cu amar, iarăși l-ai primit. Primește umilința și mărturisirea servilor tăi, precum ai primit pe vameșul care se ruga cu suspine. Pune frica ta în inimile lor, ca să se teamă de tine și să te iubească din toată inima lor. Dă-le lor să păzească toate poruncile tale, în toate zilele vieții și să umble într-o voia ta. Învrednicește a veni fără o sândă și a se împărtăși cu preacuratul tău trup și cu preacinstitul tău sânge, pentru ca primindu-le cu vrednicie să fie părtași împărăției tale, lăudându-te și mărindu-te pe tine și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău spirit. Acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cer din morminte viață dăruindu-ne. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Rugăciune în vremuri de încercare. O Dumnezeule atotputernic și veșnic, odihnă în osteneală, sprijin în slăbiciune, de la Tine toate creaturile primesc forța, existența și viața. Venind la Tine pentru a invoca milostivirea Ta, pentru că astăzi ne confruntăm din nou cu fragilitatea condiției umane, trăind experiența unei noi epidemii virale. Ție să încredințăm pe cei bolnavi și familiile lor, dăruiește vindecare trupului, minții și spiritului lor. Ajută pe toți membrii societății să-și desfășoare propria misiune și să întărească spiritul de solidaritate dintre ei. Sprijină și mânghie în îndeplinirea slujirilor pe medici, pe lucrătorii sanitari aflați în prima linie, pe toți cei care oferă servicii de îngrijire. Tu care ești izvorul oricărui bine, binecuvintează din belșug familia umană, îndepărtează de la noi orice rău și dăruiește o credință neclintită tuturor creștinilor. Eliberează-ne de epidemia care ne-a lovit, ca să ne putem întoarce senin la ocupațiile noastre cotidiene, să Te lăudăm și să-Ți mulțumim cu inimă renoită, în Tine ne încredem și către Tine înălțăm rugăciunea noastră, pentru că O, Tu, Părinte, ești Dătătorul vieții și împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în unire cu Spiritul Sfânt, vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele de rău. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Maria, Domnul este cu Tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul pământului Tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul, sufletul nostru. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Maria, tămăduitoare a bolnavilor, roagă-te pentru noi. Maria, tămăduitoare a bolnavilor, roagă-te pentru noi. Maria, tămăduitoare a bolnavilor, roagă-te pentru noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte căcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Binecuvântarea Domnului să vină peste noi, cu al să dar și cu al să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte.
Astăzi este ziua triumfului veșnic al Învierii lui Iisus. Minunea minunilor, prasnicul prasnicelor, sărbătoarea sărbătorilor și cel mai mare act al începutului istoriei creștinismului, care este Învierea Mântuitorului nostru. Învierea lui Hristos este temelia învierii noastre, este descoperirea supremă a puterii divine, este împlinirea profețiilor ca argument convingător al lucrării providenței în lume, este împlinirea și desăvârșirea credinței dreptilor Vechiului Testament. Învierea Domnului este lumina care luminează conștiințele credincioșilor, curățindu-le de idei preconcepute, este lumina care înlătură mitul și legenda. Credința în Înviere este viața Bisericii, este existența ei bazată pe faptul Învierii lui Hristos. Fără Înviere n-ar exista biserică. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este credința noastră, începătură a învierii celor adormiți. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea în lume, tot printr-un om a venit și învierea morților, căci precum în Adam toți murim, așa și Hristos, în Hristos toți vom învia, conform 1 Corinteni 14. Învierea lui Hristos este permanenta bucuria credincioșilor, este un fapt unic ce nu se repetă. Despre Înviere nu se poate vorbi în afara Bisericii lui Hristos, pentru că Învierea lui Hristos a fost temelia credinței apostolilor. Pentru ei și pentru noi, Iisus Hristos este Mesia cel mult așteptat, iar Spiritul Sfânt ne luminează să înțelegem acest adevăr dumnezeiesc. Biserica creștină din primele viacuri se numea Biserica Învierii, pentru că temelia predicării apostolilor era despre învierea Domnului și învierea noastră. Iubiți credincioși, iubiți ascultători, pe cât de zguduitoare și întunecată a fost viderea mare, pe atât de măreață, luminoasă și strălucitoare a fost ziua Învierii lui Hristos, ziua celei mai curate bucurii și a celei mai dulci mângâieri. În această zi, El, stăpânul vieții și al morții, a zdrobit Imperiul Satanei și ne-a redat libertatea de fii ai lui Dumnezeu. Cu adevărat, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Bucuria acestei zile a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos se răsfrânge în toate slujbele religioase care se celebrează în biserică, mai ales în cele ale duminicilor. Învierea Domnului este temelia credinței creștine pe care o mărturisim cu toți în mod solemn ori de câte ori noi rostim crezul și am înviat a treia zi după Scripturi. Toate scrierile Noului Testament, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Scrisorile Apostolilor ne arată
iată că toate profețiile mesianice ale Vechiului Testament, precum și cele ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, referitoare la învierea sa, s-au împlinit până la ultima literă. Iubiții mei, fii sufletești, însuflețiți de convingerea învierii lui Iisus, apostolii devin, după pocărârea peste ei a Spiritului Sfânt, propovăduitori neînfricați ai lui Iisus, cel înviat, pentru care ei îndură bătăi, prigoniri și închisoare, declarând cu seninătate și curaj în fața Sinedriului că ei nu pot să vorbească despre ceea ce ei înșiși au văzut și au auzit. Cum declară Sfântul Petru și Sfântul Ioan, adică despre Hristos răstignit și înviat. Și prin această mărturie a lor, pecetuită cu sângele martiriului, ei au cucerit o lume întreagă. Întreaga credință a apostolilor, a tuturor sfinților și martirilor, precum și mărturia de 20 de viacuri ale bisericii, este zidită pe temelia de nestruncinat a învierii, pe mormântul gol din care a țâșnit viața lumii. Hristos a înviat înseamnă că Hristos înseamnă că Dumnezeu există. Hristos a înviat înseamnă că există viață veșnică și Hristos este începutul învierii noastre la această viață. Hristos a înviat înseamnă că speranța omenirii este justificată. Hristos a înviat înseamnă că profețiile și minunile biblice sunt adevărate. Hristos a înviat înseamnă că Iisus a încredințat bisericii sale misiunea de a învăța și de a sfinți pe oameni, misiune care trebuie îndeplinită până la sfârșitul veacurilor. Iisus le dă apostolilor această misiune, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor, conform Matei 28. Învierea lui Hristos este pentru noi toți creștinii prilej de bucurie, de mângâiere și de speranță. Pentru acest sfânt ideal al învierii, ne ducem povara grea a crucii pe urmele lui Hristos, crucificat și înviat, știind că dacă trăim și murim cu Hristos, adică după învățătura sa, și noi vom învia împreună cu Hristos într-o mărire. Încheie această scrisoare pastorală dorind ca învierea lui Iisus Hristos să fie pentru toți creștinii prilej de bucurie, de mângâiere și de speranță. Să ne bucurăm și noi împreună cu Biserica în această luminată zi a învierii, așa cum ne îndeamnă ea prin catavasiile învierii. Hristos a înviat din morți, ziua învierii să ne luminăm popoare. Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Amin. Vă dorim încă o dată sărbători fericite, Hristos a înviat. Amin.